Într-un meci care nu conta pentru calificarea în play-off, Gloria Buzău s-a impus la limită în fața echipei Dacia Unirea Brăila, un adversar de tradiție al grupării din Câng. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Răduca cu doar 7 minute înainte de fluierul final, dintr-o lovitură de pedeapsă. Atacantul buzoienilor s-a declarat mulțumit de victoria pe care Gloria a obținut-o în compania grupării din Brăila și speră să continue evoluțiile pozitive în tricoul formației din Câng. Sunt foarte fericit pentru că am marcat și am adus cele 3 puncte. Chiar ne trebuiau aceste puncte și sper ca să ieșim la Farul Constanța, să marchez și acolo iarăși, să aduc cele 3 puncte și să venim fericiți la stadion. Vioară le-a mulțumit jucătorilor săi pentru devotamentul arătat de-a lungul stagiunii curente și a precizat că Gloria merită să fie în play-off-ul campionatului în locul brăilenilor. Cred că am demonstrat pe teren ceea ce am avut de demonstrat. Am fost o echipă care nu merită să jucăm în play-out, o echipă care merită să joace în play-off. Vedeți ce înseamnă organizarea unui meci în nocturnă? Buzoienii au venit în număr cât mai mare astăzi. Eu zic că am prestat azi un fotbal bun. Și cei care s-au uitat azi la televizor știu să aprecieze adevărul. Dacă în prima repriză am avut 3 ocazii de gol clare, în a doua s-a jucat mai echilibrat, dar eu zic că una peste alta, noi am fost cei care am avut cele mai mari ocazii și am meritat victoria. În tabăra adversă, Alin Pânzaru, antrenorul formației de lângă Dunăre, a criticat maniera de arbitraj. Tehnicianul oaspeților a spus că rezultatul final a fost influențat de greșeala arbitrilor care nu au validat golul marcat de Dima la finalul primei reprize din cauza unui offside sancționat eronat. Eu sunt bucuros că am muncit pentru toate punctele adunate. Nu le-am câștigat ca alții pe combinații și pe alte lucruri din afara terenului. Am muncit, azi n-am putut, e păcat. E păcat pentru că de munca noastră avem noi grijă zi de zi, venim la meci și sunt brigăzi care, uite, ne scot din poartă. E vorba aia, n-am băgat, uite, am băgat-o în poartă, gol valabil. Din păcate n-am gestionat finalul de joc bine, nu e posibil la un atac ușor de gestionat să pui piciorul în careu. N-am, aici n-am ce să... Dar mă leg de golul nostru valabil, altfel se duce jocul. Confruntarea dintre cele două echipe s-a încheiat cu un scandal iscat ad hoc între tehnicianul brăilenilor și reprezentanții Gloriei Buzău, care s-au înjurat, s-au scuipat și au aruncat cu acuzații de scătrucarea meciurilor. Pânzaru a fost scuipat de un buzoian și a replicat cu aceeași monedă. După meci, antrenorul brăilenilor i-a trimis pe buzoieni la Jilava, aluzie la penitenciarul care se află în localitatea Elfoveană și la scandalul privitor la meciurile trucate în care este implicat clubul buzoian. Pânzaru le-a urat jucătorilor din Câng viață ușoară în Liga a 3-a. La Liga a 3-a, vă duceți! Nae! Nae! Nae, nu lăsa să plece podioară! Nu lăsa podioară să plece! În schimb, reprezentanții grupării din Câng au luat peste picior declarațiile din tur ale antrenorului brăilean, care a afirmat că Gloria este o echipă de blatiști. Eu vreau să fac o remarcă. La 11 metri mi s-a părut prea ușor, cred că a fost făcut intenționat. Dar și pe cuvânt, mi s-a părut că a pus piciorul prea... Și de așa de bănuit echipa asta din Brăila. Mi s-a părut așa suspect. Înfrângerea de la Buzău a împiedicat echipa din Brăila să urce pe podium, în timp ce Gloria s-a apropiat la doar 2 puncte de primul loc din play-out. Etapa viitoare, Gloria Buzău se va deplasa la Constanța, acolo unde va întâlni formația Farul din localitate.